Fătul are acum o lungime de circa 25 de centimetri și o greutate de aproape 300 de grame. Deși este încă foarte micuț, aspectul său este destul de apropiat de cel din momentul nașterii. Mișcările sale devin tot mai puternice, iar dacă asta este prima ta sarcină, ar trebui să începi să le simți în această perioadă. Inima bebelușului bate cu peste 140 de bătăi pe minut. Ochii s-au dezvoltat și poate auzi sunetele din corpul tău. S-au dezvoltat deja unghiuțele de la mâini și piciorușe. Deși bebelușul respiră în burtica ta, plămânii săi nu sunt încă dezvoltați complet și acum nu ar putea să respire singur dacă ar fi în afara burticii tale. Acum ești la mijlocul odiseii sarcinii și cam toată lumea poate să observe acest lucru. Fundul uterului tău s-a înălțat la nivelul buricului, iar de acum vei câștiga în jur de jumătate de kilogram pe săptămână. Dacă ai avut câteva kilograme în plus înainte de sarcină, creșterea în greutate din timpul sarcinii e mai lentă. Asigură-te că alimentele pe care le consumi conțin mult fier. Fierul este necesar pentru cantitatea de sânge suplimentar pe care o ai acum și pentru a susține creșterea bebelușului și a placentei. Alimente bogate în fier sunt carnea roșie, carnea de pasăre, lintea, fasolea, spanacul, cerealele cu fier suplimentat și, desigur, peștele. Deși peștele este o alegere sănătoasă în timpul sarcinii, trebuie să știi că peștele poate conține toxine din mediul său, așa că alege pește care știi că nu e din surse poluate. Sunt multe informații despre ce pește poți alege în timpul sarcinii pe site-ul Despre Copii. Începe să cauți cursuri de pregătire a nașterii. Sarcina este considerată completă începând din săptămâna 37, însă ai putea să naști și mai devreme.